Da, hai să prezentăm un pic playerii. Pentru Rock Skiss, îl avem pe 633 care va juca Ancient Apparition, solo va fi Dragon Knight, S2 va fi Furion sau Nature's Prophet, Goblak, Bloodseeker pentru prima oară și Yol cu Rubik. Iar pentru Alliance, IGM va juca pe Rev King, Ake va fi pe Venomancer, Loda va juca Mirana, S4 va fi mid cu Zeus și Admiral Bulldog va juca pe Clockwork. Ce nu înțeleg eu la Rock Skiss. Printre multe. Așa. Așa, mulțumesc. Este faptul că Goblak joacă în general suport și 633 sau BZZ is perfect joacă în general carry și de data asta este pe Ancient Apparition, timp ce Goblak e pe Bloodseeker. Întrebarea e, o să fie suport Bloodseeker sau o să joace Goblak carry meciul acesta? Cred că totuși ai vedea să fie... un farming Ancient Apparition și un support Bloodseeker? Ar fi puțin ciudat. Nu prea merită. De obicei, dacă vrei ca să ai un Ancient Apparition care farmează, nu-l ții pe safe lane să stea să farmeze. Îl pui mid, pentru că se descurcă lejer acolo. Întrebarea cu adevărat interesantă e cum se cheamă setul ăsta de Bloodseeker. Ia uite ce căpățână are pe el acolo. Dar nu e setul nici pe departe. Nu e set, are doar căpățâna. Are doar căpățâna. Are niște arme care nu fac parte din set, sunt separate. Uite, vezi, pare așa concentrat cum ține chiarele, cum să le zicem, nu știu cum se cheamă o astfel de armă. Lamele. Final Slicer. Lamele astea. Ai văzut? Le ține mai aproape de corp față de ăla original. Și Admiral Bulldog face schema cu coxurile. Ar trebui să se întâmple chestia asta cum s-a întâmplat și la Shaker, ca să nu mai vedem aici un Admiral Bulldog care oprește niște creepi. Într-adevăr, ar trebui să fie mai atent Ice Rogue cu patch-urile astea. Dacă Shaker a fost nerfat, ar trebui și Clockwork să nu poată să facă chestia asta. Și da, pare că 633 să joace suport meciul ăsta. Poate încearcă ceva nou cei de la Rockskiss să schimbe niște roluri. Sau vrea și Goblak să mai joace carry din când în când. Sau poate pur și simplu Goblak joacă mai bine Bloodseeker, poate tipul său de erou. Și fii atent că Ake s-ar putea să-l vâneze acolo sus pe S2, care are boots și foarte rapid se retrage acolo când vede primejdea de ea. Nu o să vedem încă first blood-ul. E destul de liniște pe hartă. 633 a prins un DD, nu prea am văzut ce a făcut cu el acolo. Se dusese înspre mid, dar nu avea cum să-l atace pe Zeus. Nu avea unghiul potrivit. Era puțin cam prea în spate Zeus ca să poată să încerce acolo ceva. Cei de la Rock Skiss fac aici un triple pull. Foarte bun control al lane-ului, timp ce Goblak farmează. Ei merge lui de cam mid acolo, lui solo. Stă foarte lejer versus Zeus. Cam ratează la situri acolo Bloodseeker-ul, aș spune. Se vede că e obișnuit să joace suport. E obișnuit să joace suport Goblak. Sunt curios, are level 3, a băgat momentan doar un punct în Bloodbath. Vreau să văd cum o să facă skill build-ul. Thirst e foarte bine să bagi în el de vreme. Și uite, exact în el a băgat înainte să bagi în Blood Rage. Contează foarte mult să vezi eroii când au puțin viață pe hartă. Da, un punct în Thirst, un punct în Blood Rage, un punct în Bloodbath. Să vedem cum o să continue skill build aici. Și că deja începe cu Blood Rage-ul pe Bulldog. Păi dacă vrei să faci o treabă serioasă, trebuie să maxezi Blood Rage-ul și să spui pe tine un Orb of Venom cu niște boots. Și dacă intră la un moment dat în Bulldog, nu prea o să mai scape viu. Între timp, SUS2 a reușit să ia o rună de invizibilitate și a stat cu ea acolo ceva vreme ca să mai reușească un pic de XP și a mai dat un hit acolo ca să tragă creep-ul, foarte bine jucat de el. A avut și noroc că a dat stomp centaurul. Dacă nu era centaur să oprească creep-ul, ar fi... Dacă ar fi fost alt neutral camp, ar fi tras cu siguranță acolo în lateral linia. Tot uit la Goblak, de aici aștept activitate de la Bloodseeker. Și pe mid s-ar putea să se întâmple diverse cu Zeus versus Dragon Knight. E foarte ușor cu Bloodseeker să ai, când ai linia împinsă, pentru că reușești să te vindeci, uite-te și tu, își permite să se bage în față, nu ratează absolut niciun creep, își ține linia exact unde dorește, nu are nevoie să se regenereze. Vezi, nu a omorât creep-ul range, încă dă destul de mult damage, doar că problema e că îl atacă pe el, da, în momentul ăsta.
Văd că a venit și Iola aici să mai ia un pic de experiență și cred că se duce să-și cumpere boots. Are ceva bani, 830. Au controlat bine jungla și avem un thirst acolo. O, se duce și-a luat stun sus, să vedem dacă Akio să-i prindă. Îi prinde într-adevăr acolo slow, dar îmi place de Sădui, stătea acolo pregătit. L-a forțat practic pe Red King să dea stun, nu? Are movement speed în plus de la Zeus Goblack, dar s-a dezactivat acum. Două puncte în Bloodbath. Aparent o să-l construiască, o să facă puțin altfel skill build-ul Goblack. Ești de acord cu Bloodbath? Mă! Și cu Midas? Că-și face și Midas acum. Nu e un lucru rău, pentru că, gândește-te, cu Midasul ăla poți să te încași foarte rapid într-o bătălie dacă ai nevoie, mai ales dacă ai multe puncte și în Bloodbath. Avem haste, avem stun acolo de la Solo și de la Yol, să vedem dacă S4 apucă să-l dea jos pe Yol și nu a fost îndeajuns. Solo face Force Blood-ul pe Dragon Knight. Dar Pinky reușește să-l vadă. Yay, și yay. Foarte bine rotit de sport de la Roxy, sunt spre mid. Dacă Goblack ar fi jucat, cum ți-am zis eu, la Blood Rage maxat Boots și Orb of Venom, ar fi putut să facă frag mai des acolo pe Admiral, dar s-ar putea să facă din nou, pentru că uite, îl trage, nu apucă să-și dea coxurile, vin bucățile și probabil o să se ducă după el în târn acolo. Uite cum reușește să facă frag când 633 și eu sunt prezenți. Zeus are probleme mid acolo cu Solo. Opa, se duce după el și s-ar putea să-i prindă acum un flame. Oh, mai are foarte puțină viață. Poison. Dar nu-l omoară. Și cred că totuși o să se ducă după el. De ultimat acolo S4 și l-au distrus pe Solo cu chestia asta, fiindcă altfel ar fi scăpat Dragon Knight-ul. Venea Loda oricum. Și a dat acolo stick-ul, dar n-a fost suficient. Au investit mult pe el. Da, dacă ar fi fost fatal poisonul de la Dragon Knight, ar fi reușit kill-ul fără probleme acolo Solo, dar n-a fost îndeajuns. Uite că și-a folosit și Goblack Midas ăla. Are ruptura acum. Se simte ca un meci de pub. De ce? Că vezi Bloodseeker? Da, exact, deci doar Bloodseeker, mă. Sunt curios dacă jucătorii de la Alliance o să se miște când vine ruptura pe ei. Că în general în pub mai găsești câte un jucător de ăsta care e ruptura pe el și începe să fugă pe acolo ca o găină fără cap. Ca o găină fără cap, Dumnezeule. Solo văd că tot mai a reușit să-și ia acolo un pic de battle. Un pic de iluzie în battle. Târziu noapte aici la Dreamlink, ultimul match. Și suporții de la Lions rotesc, Solo e puțin cam prea agresiv. Nu cred că o să-l ajute prea mult runa aia de iluzie. Vine stun, vine slow și nu cred că mai scapă de aici. Dragon Knight se întoarce după S4 să-i mai dea o bucată și un dacă venea un Breath Fire, poate nu l-ar fi omorât. Vrea ca să-i mai dea un hit și după aia ar fi dat flama. În mod cert ar fi făcut frag atunci. Dar prea mult slow de la Venomancer. 3-2 în momentul ăsta. Rock este puțin în față la kill-uri, puțin în față și la farm, cred, dacă ne uităm la grafice. 1500 gold în față și vreo 500 XP. Camera o țin tot pe Goblack, fiindcă aștept lucruri măreți de la Bloodseeker-ul ăsta, să zic că a meritat. Și da, fii atent, s-a băgat peste el acolo, vine ruptură, și profetul. Silence. Și cine o să ia fragul? Goblack acolo. S-a săturat să fie suport în alte meciuri, acum vrea și el fragul. A venit iară cooldown-ul la Midas și a luat și Boots, level 7. Între timp, Yol s-ar putea să aibă probleme sus, că îi vin foarte agresiv Egumă și cu Ache. Și văd că totuși s-a retras la timp. Ultimată de Zeus, dar pentru cine? Cred că pentru Yol a dat-o acolo să vadă unde doar e poziționat. Doar pentru Vision, poate era băgat undeva prin copaci și mai bine să nu lase să ia XP. Uite că s-ar putea să nu poată să ia turnul aici. E mai ținut în spate, a făcut și level 6. Și între timp Solo tot împinge cu forma aceea de dragon. Mai are destul timp. Se doi nu mai are mana de Nature's Call, altfel sunt sigur că l-ar fi dat. Nu o să ia turnul ăsta, dar o să-l preseze destul de mult. Sau? Eu știu. Asta dacă nu cumva Admiral Bulldog dorește să facă... Vine TP de la Zeus, dar nu e îndeajuns, o să lase la deny. Și adevăr Bulldog dă deny acolo la turn, dar oricum
Două turnuri picate pentru cei de la Alliance Rockski, să o iau puțin în față, au două... Uite, se simte, pune graficul să vezi că au... Au două Midas-uri deja. Și pe lângă asta au și 4.000 gold avantaj, au și experiență în plus. Și s-ar putea să prindă și un frag aici, pentru că Goblak îl ia la întrebări acolo pe GM. Acesta îi dă un stun acolo, dar nu o să fie suficient. Totuși reușește acolo să dea o săgeată foarte bună Loda și sare într-un final Admiral Bulldog, dar nu mai are mana de Cogs și s-ar putea să-l salveze acolo. Eu l-am încercat să-l trimită pe partea cealaltă a stâncii, iar între timp sus vin săgețele lui Loda și uite că S4 vroia kill-ul acela neapărat, ar fi murit Yol acolo. Își fură kill-urile între ei, băieții de la Alliance. E... Trebuie să pună și Zeus-ul item, că altfel dacă ai doar mana boots și sticlă, nu a ajuns prea mult. Să vedem că are movement speed în plus Goblak de la S4. Uite că am axat thirst-ul. Da, până la urmă am văzut că a revenit la thirst, a băgat două puncte în Bloodbath ca să aibă ceva regen și apoi am axat thirst-ul pentru extra movement speed. Și vedem un TP acolo, s-ar putea să-l vedem pe solo în acțiune, se duce, da, reușește acolo să se transforme și vine și stun-ul, Legum nu mai are foarte multă viață, S4 trebuie să se retragă acolo. Și Ache mai reușește să planteze un play guard, s-ar putea să poată să apere aici, că totuși Red King are 10 secunde cât o să stea mort la fântână. Între timp Loda împinge sus. That's it. Nu! A fost aproape. A fost aproape acolo, într-adevăr. Dar nu unde a ajuns. 6 la 3 în momentul ăsta. Rockskis arată bine, chiar că dacă au Bloodseeker, dar late game, sunt curios cum o să decurgă lucrurile, fiindcă Admiral Bulldog are ultimată. Ar putea să încerce aici un hook și cred că o să se întâmple și o bătaie. Mamă, sunt toți eroi și cu toate astea au reușit să dea turnul. A fost un deny din partea lui S4. Deci ceva tot au reușit cei de la Lion și Bloodseeker și-a luat acum Broadsword. Cred că o să vină Blade Mail pentru Goblak. Tot am senzația că e un pub. Dacă când îl văd pe Bloodseeker, tot numai la asta mă gândesc. Mă, privește partea bună a Blade Mail-ului, în momentul în care știi că Zeus-ul la un moment dat o să-și folosească ultimata, tu dacă o activezi o să-i faci sigur de nici. Măcar atâta lucru și ultimata de Venomancer o să nimerească pe tine aproape sigur. E un item bun, dar... Lumea de obicei când vede că ai scos pinii nu o să dea în tine. Cam asta e chestia. Are și ruptura, trebuie să se asigure că cei de la Lions o să se miște în ruptura, are și Blade Mail, trebuie să se asigure că o să-l atace, face foarte multe presupuneri despre cum o să joace cei de la Lions. Și toată lumea e în smoke aici. Oare, care da, o să aibă cei de la Lions reacție ca un mic avantaj. Mare. Vedem solo, se duce după Bulldog ridicat, acolo vine și ultimata la 633 și pică primul Admiral Bulldog, vince de la Alliance din spate, da acolo ultimata Zeus, dar vine ruptura pe S4 și Silence, Goblak vrea kill-ul acela și îl va reuși, Aki e înghețat undeva în spate, Yol a reușit să fure săgeata, dar nu știu dacă mai apucă să o dea, dă până la urmă nici GM, se doie aici, Goblak e aici, are doar un stack la Thirst. Sare și Bulldog care și-a dat buyback și îl distruge aici pe S2 solo, primește o săgeată de la Loda, să vedem dacă o să pice. Între timp Bulldog se ocupă de Goblak undeva mai în spate, solo încearcă să dea cât mai mult damage și Goblak reușește să se retragă, dar a fost un schimb costisitor pentru cei de la Rockskis, 8 la 7 în momentul acesta pentru ei. A contat foarte mult că Bulldog s-a cumpărat, a venit la bătălie și Goblak a avut Blade Mail-ul, dar l-a avut în bază în momentul în care a început aici scandalul. Și uite că vine ultima ta de apariție, ia acolo pe Bulldog la întrebări, mai vine un TP și reușește să-i dea ceva damage și Yol îl prinde cele din urmă foarte repede, a crăpat acolo. A venit și S2, fii atent că l-a prins pe AGM, dar... Furase Yol acolo la Fire Bash și a fost un stun care să-l oprească pe... Și ce-i drept, orice ai furat de la Rife King, cu siguranță o să iei Rife Fire Blast. Deci ai mereu un stun asigurat pe Rubik, un stun în plus. Și un stun destul de bun de la Rife King. Da, au mai tras puțin de fight-ul ăsta cei de la Rockskis, au mai luat două kill-uri destul de importante. Asta e un moment 10 vulnerabil, la 7. Un vulnerabil pentru Zeus, pentru că nu are exact cu 1000 gold, nu prea poți să îți faci un item să te ajute foarte mult. Adică poți să-ți faci un force out, dar mai durează. Un dagger ar fi excepțional, dar costă foarte mult și acum
e momentul ăla în care se bat echipele și singura modalitate reală prin care poți să faci bani e să faci fraguri sau să participi la niște bătălii. Așa să stai să farmezi e destul de complicat. Are regenul ăla în sticlă totuși. Poate o să reușească ceva, fii atent acolo, reușește Loda să dea o săgeată excepțională. Vine Starfall-ul de 2, se apropie și S4, care probabil o să dea ceva damage și da. Vine și ultimata de apariție acolo, care îi prinde pe amândoi la pachet. Solo se mai bagă nițel acolo, face foarte mult damage, dar în cele din urmă crapă. Și Ancient Apparition e aici, vine și S2 și o da, într-adevăr, reușește să scape acolo S4. În care S4 scapă, dar între timp pică Clockwork-ul undeva în pădure. Yol foarte aproape să pice, dar da, moare de la efectul de la Rift Fire Blast, care mai dă niște damage după stun-ul inițial. Mai are vreo 2 secunde în care dă damage overtime. Tot cred că au ieșit în avantaj de la Roxy, s-a murit și Loda, a murit și Clockwork-ul. Păi te uiți la grafic și vezi că urcă permanent, nu a coborât prea tare până acum și chiar da. Și la experiența acolo e ceva mai mult de 4000. Și văd că și-a luat Mithril Hammer Gobla, cred că se apucă de BKB. Și într-adevăr, cu BKB Zeus nu o să te mai deranjeze absolut deloc. Doar hookshot-ul lui Clockwork o să te mai enerveze cât de cât. Afară de asta n-au cu ce să-l oprească pe Goblac. Sunt o farmează incenții așa. Sunt curios cum o să decurgă late game-ul pentru Roxy. Sunt curios dacă Bloodseeker în late game mai e la fel de puternic. Contează foarte mult să apuci acel Blood Rage pe cine trebuie. Că dacă reușești să dai un silence la timp, după aia vine și ruptura și poți să te bagi în față, mai ales că ai acel Blade Man. Și uite că tot vedem acolo, cred că o să-l activeze la un moment dat. N-a apucat acolo totuși să-l dea. Târziu de tot și-a dat Blade Man-ul. Cu toate astea a reușit să-și dea ultimata pe Ache și vine ultimata de apariții care... Dar arată unde asta... o să vină flacăra lui Solo. Da, Dragon Knight ia kill-ul acolo. Până la urmă a meritat pentru Alliance, s-au schimbat un Venomancer pentru carry-ul de la Roxkiss. O să fie Maelstrom, nu o să fie BKB. Pentru Bloodseeker, apropo. Păi are nevoie să dea cât mai mult damage. Vă scuzați. Se revine răceala. Nu contează, e ultimul match. Uite că S4 a reușit să pună un pic de 2000 gold. Cred totuși că o să-și ia un dagger la un moment dat. Da, cred că de dagger are nevoie pe Zeus. Îi trebuie mobilitate altfel. Și de frică s-a ascuns acolo și așteaptă să curgă bănetul. Până vine goldul, da. Opa. Natural. Oare o să-l prindă acolo cineva pe Loda? Are ultima ta apariție, dar nu cred că moare din atât. Și da, se întâlnesc cu Brock. Oh, l-a ridicat acolo la cer, vine și ultima ta și... Admiral Bulldog nu mai are cum să scape. A folosit foarte și cocuzurile. Foarte bine dat de Yol cocuzurile acelea. Săgeată. Foarte bine s-au împărțit, dar l-au oprit puțin pe 633 din fugă. Să vedem. Și S2 încearcă să se teleporteze acolo și S4 nu apucă să-i dea boltul la timp. Oricum îl vedea, avea sentry-ul jos. Îl mai ținea din timp. S-a dus totuși sus și îl ajută acolo pe Solo să dea turnul. Văd că e gămâci cu Ache, se îndreaptă în acea direcție. Dar nu mai au cum să-l apere. Ha! S4 a dat un lightning bolt și a dat imediat blink dagger-ul. Da. O să vină BKB pentru Solo totuși. Oleo, S4 și-a luat acolo ultimata de apariție și-a luat și ultimata lui S2 și fii atent cum intră loviturile. Oare o să scape? Mai trebuie puțin, da, într-adevăr a picat jos. Și S2 cred că o să crape și el. Oare o să-i facă cineva din ai? N-a apucat să se ducă acolo. Prea mult poison damage pe S2. N-au fost suporții atenți că dacă se grăbeau apucau să dea un hit. Și o săgeată care lovește un creep. Nici n-a știut ce l-a lovit. Trebuie. Nici n-a știut ce l-a lovit, într-adevăr. Ia uite-l. Gata, e supărat. A plecat la bătălie. 17 la 11. Ultimul meci din Dream League. Ultimul meci din Super Weekend. Încă nu știm cine s-a calificat la DreamHack Summer după drama dintre EG și Navi. Mai avem vreo informație pe Skype? Sau mai avem ultimat în schimb sus acolo Loda și-a luat ceva. Mă așteptam să văd un Nature's Prophet care o să se teleporteze. Avem vreun update? Mă, nu avem un update. Nu, pur și simplu nu știm nimic. I-am zis lui Nux să-mi zică. A zis că o să ne spună când o să se întâmple ceva interesant. Cred că nici ei nu știu.
Probabil că da. Când o să aflăm, o să aflăm cu toții deodată. O să vă spunem și vouă cine s-a calificat la DreamHack Summer. Momentan, RockSkills vs Alliance. Un meci fără miză, dar un meci interesant. Fără doar și poate. Avem Zeus, avem Bloodseeker. Și l-avem pe Goblak jucând Bloodseeker chiar. S-a plictisit de suport. Să vedem cine e mai puternic, Bloodseeker sau Mirana late game. Mă rog, în momentul ăsta e puțin puțin de dreaptă lupta, fiindcă Bloodseeker are ceva mai mult de top decât Mirana, are cu vreo 3000 mai mult. L-a ajutat mult Midasul acela. Și vin pingurile pe S4 din partea lui Goblak. Dar e și Admiral Bulldog, și a stand de la AGM, dar și activează foarte bine Spike. Nu e Spike Carapace, dar este Spike Blade Mail. Spike Blade Mail. Îți returnează damage. Îți returnează damage. Nu-ți dă stun, dar îți returnează damage. Undeva are sens. Două zile de super weekend își pun amprenta. Își pun amprenta, într-adevăr. Date S4 ultimata, nu știu pentru ce, doar pentru niște reveal. Și da. Am atins pragul de 10.000 gol pentru RockSkills. Să vedem dacă Lions o să poată să iasă cu piciorul din groapă. Și experiența, dacă ne uităm la ea. Am apăsat doi la tine, așa. 7500, avem deja dat un smoke jos. Toată echipa Lions sunt învăluită. E învăluită de invizibilitate și vor să prindă pe cineva. E un DD acolo, oare o să-l ia? Da. Lodan asta la discuții și s-ar putea să se bage chiar Roșian. Vine și ultimata de apariție și Loda se bagă acolo și apucă să dea hit. L-au văzut că intenționează să omoare Pietrosul și uite cum se duc înspre scandal. Și solo are BKB-ul, dacă intră în ei bine cu Dragonite, s-ar putea să plece cu un avantaj mare cei de la RockSkills. Momentan doar iau gonit acolo din pit. Zeus are Blink Dagger, are ultimată, poate să sară între, are 3 puncte în Static Field. Ce periculos sunt Necronomiconii ăștia de level 1. Par așa foarte... niște chihuahua care sunt foarte agresivi. A, uite, s-au și oprit pentru tine când au auzit că sunt filmați. Da. De adevăr. I-au gănit din titlul lui Roșan și acum se duc să împingă mid. Goblak și-a făcut și Mjolnir. După Blade Mail și Spiked Carapace, dacă vrei, și-a făcut și Mjolnir. Să aibă ce activa pe el, să nu poată să fie atacat. Și cred că o să se bage Roșan, da. A făcut copăcei acolo, S2, a venit totuși racheta de la Clocks, deci știu că se întâmplă chestia asta. Chestia e că nu știu dacă cei de la Lions vor să intre, să se bată la Roșpit. S4 e acolo. Uite că le-a dat ceva de mine și nu îi lasă să farmeze. Opa, a sărit acolo foarte bine Admiral Bulldog, își dă și Blade Mail-ul, dar oare o să fie suficient? Goblak nu mai are foarte multă viață, totuși se încarcă și acolo stun, într-un final moare. Vine ultimata de Ancient Apparition care pur și simplu spulbera acolo și cred că o să vedem acum un aproape team wipe. Da, solo are BKB-ul activat, se duce după S4, încă o bucată și EGM foarte aproape să pice Loda, la fel vine un ultim stun de la Yol care... IPC-tulește soarta, să vedem dacă o să-l prindă pe IGM aici. Yol nu mai are, nu are cum să-l prindă. Yol se apucă de BKB pe Rubik, ok. Nu, nu cred că mai prinde acolo. Da, adevărul nu a fost să-l prindă. A fost până la urmă un schimb de 4-2. RockSkills ies iar în față. Dacă-l prindea acolo și pe IGM, era într-adevăr un team wipe și chiar a scăpat cum trebuie, pentru că are 1900 gold. Și acum o să pună și el un pic de dagger. Ce părere ai de BKB pe Rubik? Mai exact de ce? Pentru că și-a foarte mult damage de la Zeus, și-a damage de la Venomancer. Dacă vine să se bage, și-a poate să-și ia și stun-ul de la acel Raid King. Vrea ca să se bage în prima linie acolo. Nu știu dacă e neapărat un lucru bun. Nu e neapărat o alegere grea, dar își permite să facă chestia asta pentru că e diferență foarte mare de gol între echipe. Adică e peste 10.000 și... că-ți faci dagger, că-ți faci BKB, tot ai un avantaj. Da. Într-adevăr, între timp 633 se apropie de Aghanim pe Ancient Apparition. S2 are deja Necro 3 pe Nature's Prophet. Vin itemele mari pentru RockSkills.
La Alliance, ce avem pe acolo? Avem un Maelstrom pe Loda, Blinko a venit de ceva timp pe S4, Admiral Bulldog are doar un Blade Mail, l-a terminat acum ceva timp, dar nu prea mai termina mare lucru de atunci. Arată bine Rockskiss în momentul ăsta, chiar și cu Bloodseeker-ul ăsta hard carry. Să vedem. Mai e de jucat, niciodată nu pot să-i scoți din joc pe cei de la Alliance, dar de data asta sunt în urmă tare de tot. 12.000 gold diferență, minutul 24, cam 500 gold pe minut. Opa. Și mai mult de 10.000 XP. Egmă. Ce ai observat? Și-a cumpărat Mithril Hammer, nu-și face dagger. Face și el BKB sau o să fie un Maelstrom? Poate vor mai mult damage. Să-l tranziționeze pe Rifling spre un semi-carry. Mi-e greu să cred că ar avea vreo șansă reală dacă nu au acel dagger pe Egmă. Pentru că n-ai cum să inițieze, adică sare clocul și la un moment dat moare. Cam asta o să se întâmple. Veniseră niște pinguri pe S4, știau unde se află, dar n-au apucat să ajungă. O, vine ultima ta de Ancient Apparition acolo, dar l-a speriat un pic de vreme cu Necronomiconii pe Loda. Și Goblak îl vede acolo pe Gmă, dar cred că totuși vrea să prindă pe altcineva. Totuși ar nu fi putut să-l ia, n-are de unde să știe, decât dacă asta se numere, când a murit ultima oară. Eternal Envy cu siguranță ar fi știut informația asta. În general, el își nota pe foaie cooldown-urile la vrăj. Și știa exact când se dau vrăjile astea mari. Fii atent că l-a luat pe Aki acolo, Suzy, a trătit ruptura în cap, își dă TP și oare solo o să apuce? N-apucă acolo să-i dea stun-ul. Ah, la limită. Ar fi vrut eu acum să fie avut un dagger în loc. Și a dat din aia Aki cu ward-urile. Foarte bine jucat. Pe cine nu lasă să moară, nu te lasă să trăiești. Asta a fost... Nu, din suflet. Wow, leu, Dumnezeule. A da. Fost înainte de push-ul final, probabil. Să vedem că vin la defense și de la Alliance. Solo, trebuie să bată totuși dragonul de două ori, că are Aegis. Multe unități și în 27 de secunde o să aibă din nou Necroset-ul. Și ultimată de Mirana. Au detecție? Vine săgeata care îl prinde acolo pe S2 și dragonul se bagă în față cu PKP-ul, dar mare foarte repede se și cumpără și văd că Iola acolo vrea ca să facă ceva, îl prinde totuși pe Loda. Loda probabil o să crape în curând și excepțional jocul lui Admiral Bulldog îi prinde în căsuță acolo, dar nu e suficient, nu fac destul de mult damage. Doi eroi morți de la Alliance, cu toate astea au reușit să-l dea jos acolo pe Bloodseeker. Și continuă push-ul, avem Necro 3, avem niște treanți foarte urâți. Și solo încă n-a pierdut aici. Da. Într-adevăr. IGM ia foarte mult damage, dar vrea doar să intre ultimata și să învie acolo cu Rife King-ul. Mai dă un stamp. Opa, și 633, S4. S4 e prins acolo cu telechinesis și solo vine și dă foarte mult damage. S2 ia fragul și încearcă să-i mai țină acolo, dar nu știu dacă chiar o să reușească. Clock-ul să se nască în vreo 3 secunde și solo cred că vrea să facă aici un frag încă puțin și dă un stun foarte bine acolo pe Egmă. Nu vine să cred că încă mai era Aegis solo, uite că totuși l-a dat jos. Bulldog vrea să prindă pe cineva, ratează acolo Huku și Dumnezeule solo în momentul ăsta e dragon de gheață acum level 16 și pur și simplu l-a stins acolo pe Raid King. Da, și continuă push-ul solo. Se află de vreo 2 minute bune cel la Roxis în baza. O vine săgeata și cât pe acest să-l prind acolo pe 633. Cred totuși că o să se retragă pentru că nu mai au la urmă, nu mai viață, da, nu mai au mană. Se retragă. Și ce încet se mișcă dragonul. Da, are și poison de la Poison Sting, are 313 movement speed în momentul ăsta. Se cam simte 14% acolo. Uite, 365. Se mișcă destul de încet dragonul ăsta. Pentru un dragon. Opa, colocuia. N-are încă hookshot. Da. 14.000 diferență de gold. A crescut cu încă puțin. Și deja au depășit și pragul de 10.000 experiență. Și IGM își termină dezolatorul. Apropo de Rife King. Nu și-a făcut Blink Dagger, nu și-a făcut BKB, nu și-a făcut Maelstrom, și-a făcut Dezolator până la urmă.
Opa, s-ar putea să prind acolo pe Goblac în pădure. Loda se duce cu ultimata activată, l-a văzut. Și oare o să nimerească acolo săgeată? Cred că totuși o să aștepte sau nu. Pur și simplu foarte frumos să-și dea acolo un lip de săgeată. Și dumne, zeule, cât damage le-a dat Goblac aici. I-a omorât pe amândoi. O să vină un TP și cred că în cele din urmă Bulldog o să-i vină de hack acolo. Dar Ache moare și el. Bulldog primește ultimata de Ancient Apparition și se doi îl prinde acolo în copăcei. Încă câteva bucăți și patru eroi morți aici cu prețul Bloodseeker-ului Goblac. Unstoppable pentru Ancient Apparition, da. N-a fost cel mai reușit gank împotriva lui Bloodseeker și a refăcut foarte mult din HP fiindcă a reușit să facă kill-urile alea la început. Oricum, da, a returnat extrem de mult damage cu acel Blade Man. L-ai văzut pe Zeus, l-a distrus imediat. A apăsat un buton și a murit. Ah, și apariția are deja Ganim. Da. Sunt iteme mari pentru echipe mari. Pentru Roxis. Da, echipe o echipă mari. Mare în momentul ăsta. Că reușesc să învingi pe Alliance, mă rog, mai au de muncă, dar sunt pe aproape. Să vedem, 633, avea un gem mai devreme, dar uite că au și Necro 3, au reușit să găsească ward-ul ăsta de aici. Mai e încă un ward de la Alliance destul de defensiv plantat. Farmează ceva Egumu. Au luat pădurea la rând. O împarte acolo cu băieții de la Roxkiss. Are Dezolator. Nu mi-ai spus părerea ta despre Dezolator. Mă, ți-am zis, prin simplu fapt că n-are dagger, e ceva suspect acolo, pentru că până se duce să dea un hit o să dureze. Adică, pentru ce să pui Dezolatorul ăla? Că Loda dacă sare acolo la bătaie ca să dea foarte mult damage. Oh, Dumnezeule. Cred că S4 totuși o să pice, pentru că e ultimată cu Aghanim și nu cred că o să apuce să se vindece sau... Apucă, trebuie să scadă sub 100. Era pe aproape. Era pe aproape, a? Poate dacă ar fi venit S2 cu un teleportation, dar ar fi riscat puțin cam mult. E bun și Dezolatorul ăla. Toată ideea când să te bagi în față, să dai și să mai dai altcineva în timpul ăla, să profiți de minus armura și... Nu știu, cred că vor să-l omoare foarte repede pe Goblac. Să-și permită am să... Am văzut cum a mers mai devreme. Egumen a fost acolo. Poate de asta nici n-au reușit kill-ul atât de repede. Da, greu, greu match. Bloodseeker pare puternic acum, în momentul acesta. Dar e foarte mare diferența de gol, deci... Bine, acest Prophet nu poate să se cumpere dacă moare acum, o să mai dureze până când poate să revină pe... Câmpul de bătălie, deși sunt 50 de secunde acolo din ce văd. Chestia e că n-are gold momentan. Trebuie să facă vreo 4 kill-uri înainte să moară dacă vrea să aibă. Păi e ultimata de apariție, ultimata de Nature's Prophet și aia e. Stai că vin unitățile. Gata, vine ferma animalelor. Pă cine a dat acolo? L-a luat pe S4. Vine ultimata de apariție care o să-l prindă acolo și pe Ache și pe Gmân. Și Goblac pur și simplu face enorm de mult damage și a activat și pe KB-ul. S2 face double kill, omoară și pe Clockwork, îl ia și cu ultimata pe Ache. Yol fură acolo săgeata și îi face pe cei de la Line să se ducă în bază cu coada între picioare. Se duc și înspre mid să ia și aici cei de la Roxkiss și cred că o să se strige cu GG în curând. Goblac își activează Blood Rage-ul. 300 damage în momentul ăsta pentru el și atacă foarte repede la Mjolnirul acela. Bine, vine săgeata care iar prinde un clip acolo foarte bine, Yol îl trage și vine și ultima ta de apariție, Loda nu mai are cum să scape. Două părți picate pentru Alliance. Și nu cred totuși încă nu cedează, dar nu cred că o să se dea back. E gâmă acolo cu Dezolatorul, e pregătit să taie pe cineva. Nu cred că o să mai dau o altă parte, o să se bage direct pe turnurile de la tron. Și din nou pe S4 acolo vine și o săgeată furată acolo de Ruby, că S4 nu mai are foarte multă viață și Goblac pur și simplu intră foarte puternic în ei, face extrem de mult damage, Ache nu mai are pe unde să fugă și Egmu e singurul care a scăpat. S-a dat și GG-ul. Și... Da. Nu mă așteptam să terminăm... Dream League-ul cu o victorie a celor de la Roxkiss, un meci în care a jucat Goblac, Bloodseeker și S4 Zeus, un Zeus care
cred că n-a funcționat atât de bine. Nu a fost cel mai eficient ero.